Bratislava, în slovacă până în 1919 Preșporoc, în germană Presburg, în maghiară Pojoni. Are rang de capitală și de cel mai mare oraș al Slovaciei. Situat pe Dunăre, aproape de granițele spiritualizate cu Ungaria și Austria, se află la doar 60 de kilometri de Viena, nu foarte departe nici de granița cu Republica Cehă. Pe lângă vizita la castelul despre care vom face imediat vorbire, am admirat imaginea panoramică a întregului oraș, ne-am conturat o idee despre cum se împletește partea nouă cu partea veche a orașului. Am filmat, am fotografiat castelul Bratislava, situat pe un deal stâncos relativ izolat din Carpații Mici, chiar deasupra Dunării. Cu turnuri în cele patru colțuri, o bijuterie care mai are și darul de a oferi o panoramă excelentă a Bratislavei, a graniței cu Austria atunci când vremea este favorabilă, a Vienei și Ungariei. Incendiul din anul 1811 l-a transformat în ruină, restaurarea fiind terminată abia la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut, deși într-un stil mai modern și într-o culoare mai deschisă decât era inițial. La intrare ne privește cu îngăduință Svetopluk, cel care a devenit în 871 conducătorul suveran al Moraviei Mari. În 880, Papa Ioan al VIII-lea declara regatul condus de Svetopluk sub protecția Sfântului Petru, statut de egalitate juridică cu Imperiul Franc de Est. Clădirea masivă dezvăluie în spatele intrării un coridor arcat și scări mari în stil baroc. Acestea duc la expoziții ale Muzeului Național Slovac.